Real IT cu Cristi Dorombach. Bună dimineața! Bună dimineața, Cristi! Ați văzut-o, da? Deci da, BlackBerry nu mai produce telefoane mobile pentru că nu s-au adaptat sau pentru că n-au fost destul de rapizi sau pentru că au fost încăpățânați, aș putea să spun eu. Ei au fost foarte concentrați pe securitatea soft și așa mai departe. Nu neapărat, pentru că toate celelalte telefoane sunt extrem de sigure și au extrem de multă securitate în ele. În schimb, ei nu au copiat compania Apple și Samsung, cum fac cele două, cred că trebuie neapărat să le copiezi. John Cena este un tip mai conservator de... Ceva de genul acesta. Trebuie să te adaptezi pieței. Și dacă tot vorbim despre ce se întâmplă dincolo de ocean, e bine, eu nu știam că există Google Express. Care e Google Express? Da, e o chestie pe care în momentul de față, acum ce am aflat ce este, mi-o doresc. Google Express este un serviciu de livrare al celor de la Google, unde tu de pe diverse site-uri din diverse magazine online îți cumperi produse, iar apoi cei de la Google ți le aduc acasă. Adică tu poți să faci în același timp comandă de pe mai multe site-uri? De pe mai multe site-uri, iar Google ți le colectează și ți le aduce acasă. Este un serviciu care s-a lansat pe coasta de vest a Statelor Unite, în zona San Francisco, Los Angeles, California, iar acum ajunge și pe coasta de est a Statelor Unite. E un serviciu care este văzut cu foarte mare încântare de către oameni, odată ca și o concurență pentru celelalte servicii care fac același lucru, dar doi la mână pentru că este Google și pentru că are anumite standarde, iar în Statele Unite deja sunt localități care sunt pur și simplu proprietatea lui Google, de la internet, la curent electric și așa mai departe. Google le oferă toate serviciile. Va ajunge oare și în Europa? O să ajungă, sper să ajungă și în Europa, dar între timp în Europa ajunge Facebook. Și nu orice fel de Facebook. Noi stăm pe Facebook toată ziua la muncă, ceea ce este un lucru rău. E bine, acum va fi un lucru bun să stăm pe Facebook toată ziua la muncă. Culmea, va trebui să și plătim pentru acest lucru, pentru că Facebook anunță și lansează un serviciu care se numește Facebook at Work, Facebook la muncă. Da, este un serviciu colaborativ între cei care lucrează în același mediu, lucrează la aceleași proiecte, vor putea folosi platforma Facebook să se conecteze cu colegii, să lucreze la aceleași proiecte și să dezvolte astfel mult mai repede lucrul pe care îl fac ei. Adică dacă până acum lucram la un calculator, trimiteam un mail, așteptam o părere și așa mai departe, sau eventual vorbeam într-un chat de Facebook, e bine, în momentul de față Facebook strânge toate aceste lucruri pe care le face oricine în fața calculatorului într-un singur loc și le lansează sub formă unui serviciu. Să înțeleg că în timpul unui breaking news putem să discutăm pe Facebook at Work. Exact. Și așa, da, mă gândeam cum îl împachetăm la noi. Aici ar putea fi o soluție foarte bună de împachetat știrile și de scris, de fapt, o știre în acest mod colaborativ. Reporterul de pe teren cu redactorul din redacție și așa mai departe. Superb. Este foarte interesant. În sfârșit nu vom mai vedea pe timeline tot felul de postări. Da, ale... pentru că îți faci un cont separat pentru acest Facebook și este destul de interesant pentru că nu vei mai interacționa cu vechii tăi prieteni, ci doar cu colegii de muncă. Da, e bun de observat. Deci vei avea două conturi de Facebook. Nu cam așa ceva. Un Facebook pentru toată lumea Instagram, și un Facebook Snapchat pentru... și după aia toate. Toate celelalte, dar trebuie să știm să le folosim mai bine. Uite, lumea se întoarce la telefoanele vechi. Este o căutare în creștere pentru telefoanele care au dispărut de pe piață deja. Nokia 1100, pentru că spun oamenii acestea, cei care se feresc sau care au senzația că sunt urmăriți, spun oamenii că acest telefon nu poate fi urmărit de către autorități, nu poate fi găsită persoana care folosește acest telefon. Bine, îl folosești doar pentru apeluri de voce și mesaje scrise pe care le scrii cu greutate, dar oamenii caută în continuare acest telefon. Bun. El își arată spectaculos să le mai ții telefoanele din generația anilor oare precedenți. Oare costă mai mult pentru că e un telefon pentru că mai nu vechi? Se mai fabrică și dacă este într-o stare bună îți dai seama. Bun, okay. Cam acestea pentru azi. Mulțumim, Cristi. Te vezi și pe publica.md în versiunea completă.